Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bogdan Pasăre și de la această oră vă invit la Polia și Șep și Sfântul Gheorghe. Partida contează pentru etapa 7-a a Superligii, este un meci restant, o confruntare ce ar fi trebuit să aibă loc pe 27 august. Superliga, mă rog, este fără victorie și acasă și în deplasare. Botoșanul, ultima plasată. Ștefănescu, faul, penalti aici, să vedem. Intervenție întârziată acolo, asupra lui Ștefănescu, Cataneț, și se dă penalti. Matei față în față cu Ailenei, Matei, Cosmin Matei, bară! Asupra lui Ștefănescu și ritualul lui Matei de dinaintea execuției rapidului. Aici foarte bine a lăsat legea avantajului Andrei Chivulete pe această acțiune a ieșenilor. Sergiu Buș pentru Ciobanu, Ciobanu pentru Sergiu Buș! Iată, vine centrarea, linge așezată cu pieptul de Buș pentru Ciobanu, Ciobanu prelucrează acest balon care îl retransmite lui Buș și acesta în fazele fixe ar putea fi un element important. Cataneț acuză o lovitură. Fășurul lui Martac, care a așteptat un program încărcat pentru formația lui Lăuzavu și totodată și pentru Șepși, evident. Șutul lui Roman. Poziție regulamentară aici. Roman, colecționerul Daniel Pancu, ultima acțiune a tineretului, aici Sergiu Buș respinge Florin Ștefan și parada lui Roland Nițui. O dată acțiunea ieșinilor de mai devreme, e respinsă de Florin Ștefan și șutul zdravă, șut sănătos, se așează bine. Alte date. Și fără victorie în ultimele 5 etape și cu un succes în ultimele 8 și gol! Luis Felipe! Minutul 48, asta da inspirație din partea lui Leo Grozavu la meciul său cu numărul 200 ca antrenor în prima ligă. Îl trimite pe teren din primul minut al reprizei secunde pe Luis Felipe și brazilianul reușește să marcheze. Sigur, era suspect de liber acolo. Luis Felipe, eroare colosală în defensiva lui Șepși. Luis Felipe, tocmai ce vă spuneam că a rămas cu cele două goluri de la meciul cu Farul din 30 iulie, a poziție regulamentară. Golul este valabil. Superbă fază. Finalizare de clasă a lui Luis Felipe. 1-0 Polia Șepși. Ieșenii speră asistul lui Marchioni. Argentinianul Marchioni pasează decisiv, iar brazilianul Luis Felipe finalizează din nou. Luis Felipe! Oh, Sergiu Buș! Șepși parcă nu are venit de la vestiare. Sunt încă în pauză băieții lui Ciobotariu. Nathan Rodriguez este liber în partea dreaptă. Ion Gheorghe blochează Luis Felipe. Pericolul persistă asupra careului Ieșan. Centrare pentru reluarea lui Matei. Ce șansă până la finalizarea lui Matei. Iată-l pe Ion Gheorghe blocat de Luis Felipe. Revine Ion Gheorghe. Și excelent este serviciul pentru Matei. Roman este liber în partea stângă și primește Luis Felipe. Atenție la această fază, Luis Felipe!
driblează pe Renza, debutant, lovitură liberă, Ștefănescu! Oh. Ciupește din transversală, Iașiul se îndreaptă către primul succes, nu, gol! Gol Șepși! Debeliuh este acolo și îl păcălește pe Ailenei. Minutul 81. Sigur, acest gol vine pe fondul ei dominări a echipei lui Liviu Ciobotariu. O perioadă bună în care au presat constant cei de la Șepși. Vine și golul, până la urmă sunt răsplătiți oaspeții. Să vedem dacă poziția este regulamentară. Golul va fi validat. Debeliuh reușește să acațe acest balon, numai de calm nu poate fi vorba. Galben și poate fi chiar mai mult de atât pentru Leo Grozav. Roșu, vom avea prelungiri, hai să o revedem și noi măcar momentul în care apare la finalizare de Debeliuh. Ispas cu 27, numărul 27 de la Poliaș, el este cel care îi ține sau nu. Bine, pare că nu doar Ispas, este și Cataneț, dar aici este vorba de Ispas. Offside. Rămâne 1-0.